Stimați invitați, onorată audiență, mai puteți? Cel mai greu lucru este să stai jos, vă spun în calitatea mea de politician, pentru că trebuie să petrec multe ore jos. Este ultimul sau ultima parte a evenimentului de astăzi și vreau să vorbesc în scurte cuvinte despre credință și să dau un exemplu despre cum lucrează credința în viața unui om. În momentul în care ai înțeles ce înseamnă Dumnezeu, se naște ceva în inimă. Se naște o dorință pentru lucrurile care contează cu adevărat în viață. Și cel mai bine, când mergeți la o mormântare sau când vă moare cineva drag, stați în fața sicriului și o să vă dați seama că în viața unui om rămân două lucruri. Ce ai făcut pentru Dumnezeu și ce ai făcut pentru oameni. Atât, nimic altceva. Nu e averea, nu e banii, nu e nimic. Și atunci încep să te intereseze mult mai mult lucrurile astea. Eu vreau să vă dau astăzi un exemplu de niște tineri care au plecat în diaspora, care s-au întâlnit cu Dumnezeu și au ales să facă ceva. Și au început un proiect și au început o viziune. Pentru că inclusiv regele Solomone spunea că fără viziune poporul piere. Și în 2011 au început o mișcare, o biserică, acolo în Dublin, în Irlanda. După 10 ani de zile au venit cu un proiect pe care mulți au considerat că nu se poate face. Nu știu dacă avem imagini de la acest proiect, dar vă spun că credința acestor oameni a fost simplă. Învățătorul Tertulian era batjocorit pentru cuvintele sale. Credo cuia imposibile. Cred fiindcă este imposibil. În viață, creștinii își asumă riscuri, iar credința înseamnă inclusiv asumarea unor riscuri. Iar acești oameni și-au asumat aceste riscuri. Vreau să-l invit în scenă pe Valerian Jurja, pastorul bisericii din Dublin, care astăzi este alături de alți doi pastori din aceeași biserică, Avram Hădărău și Călin Onițiu, pe care îi rog să se ridice în picioare. Și rog aplauze! Ceea ce vedeți dumneavoastră aici este o biserică de 1300 de persoane care a costat numai puțin de 15 milioane de euro și care a fost realizată 100% de către români. 100% de către comunitatea de români din Irlanda, dar și de aici, din România. Nu sunt multe știri, din păcate, pozitive în presa din străinătate. Însă în 25 septembrie, cel mai important ziar din Irlanda a scris despre lansarea acestei biserici, The Irish Times. Asta pentru că trei oameni au crezut că imposibilul poate deveni posibil. Au spus, vrem o biserică care să aibă un impact nu numai asupra românilor din Irlanda, ci asupra irlandezilor. Și am văzut răspunsul la această credință lor simplă, inclusiv la lansarea și la deschiderea bisericii. Când au fost alături de noi viceprim-ministru și viitor prim-ministru din decembrie, ministru sportului, senatori, primarul și tot consiliul local din acea zonă. Toți au rămas mirați de ceea ce se întâmplă și de acest fenomen românesc în diaspora. Toate aceste lucruri pentru că niște oameni simpli au ales să creadă în viziunea lui Dumnezeu. Valerian, îți mulțumim mult pentru tot ce faci pentru românii din Irlanda, dar în special pentru Dumnezeu. Stimați invitați, dragi slujitori, vreau să îmi exprim această imensă bucurie și onoare să participăm alături de dumneavoastră împreună cu echipa pastorală care i-ați
văzut și ați felicitat. Împreună slujim Biserica Românească din Dublin, numită Betania, și în urmă cu câteva săptămâni am avut deschiderea oficială, unde a fost o mare încurajare pentru noi să avem o delegație din România formată de domnii Titus Colățean, Bene Onari Ardelean și Robert Sigartău, care ne-au sprijinit și ne-au adus cinste, nu nouă, ci tuturor românilor din diaspora. Le mulțumesc cu această ocazie. De asemenea, în această seară, după masă, suntem împreună cu câțiva păstori și colegi din conducerea comunității teritoriale de nord-vest a Europei, care adună credincioși din 8 țări a acestei părți a Europei. Domnul ambasador al României din Dublin, auzind de venirea noastră aici, a dorit să-și exprime salutările și dorința de bine pentru toți cei care sunt prezenți astăzi aici. Dragii noștri, apreciem această invitație făcută și prezența noastră a celor din diaspora la acest eveniment. Este un mesaj din partea organizatorilor că suntem importanți pentru dumneavoastră, că investiți în noi, și biserica pentru cei din diaspora, pentru românii din străinătate, este locul în care ne putem manifesta credința și valorile noastre. S-a descoperit recent că noul concept legat de fericire înseamnă comunitate, a avea relații, a fi împreună. În timp ce cea mai mare biserică din Irlanda, în această perioadă, s-a demolat și altele se închid sau schimbă destinația, pe această insulă verde, dar uscată din punct de vedere spiritual, Dumnezeu a îngăduit, nu de bunăvoie, ci împinși de o criză economică, să fim o binecuvântare pe plan spiritual în această parte a Europei, o comunitate unită, motivați de un scop măreț, a reușit să construiască cea mai mare biserică din Irlanda și probabil una dintre cele mai frumoase locașuri de închinare din diaspora europeană. Măreția clădirii, dragii mei, nu este dată de dimensiunea acestei clădiri, ci de scopul ei. Multe clădiri se pot construi, putem avea multe realizări și cred că am în fața mea lideri care se pot bucura de multe realizări, dar cele care împlinesc cu adevărat sunt cele care sunt legate de scopul nostru în viață. Și, dragii mei, viața care aduce cea mai mare împlinire este viața care o trăim pentru ceea ce am fost creați. Ne dorim să ducem acest concept frumos, eveniment de genul acesta, și în Irlanda. Și astăzi am întâlnit aici persoane importante care ne pot ajuta în sensul acesta, pentru că cu ocazii ca acestea, în care se aduce împreună atât de multă putere, dacă vreți, și autoritate, în astfel de situații recunoaștem că deasupra noastră, a celor care ocupăm poziții și scaune trecătoare, avem un Dumnezeu suveran care stă pe tron și nu-L schimbă nimeni. De aceea, vă rog să rețineți, dragii mei, chiar dacă pozițiile noastre sunt trecătoare și vremelnice, scopul pentru care suntem acolo poate fi etern. De aceea vă rog să ne concentrăm pe ceea ce putem lăsa în urmă și putem astfel impacta generații și după noi. Vedeți, dragii noștri, țările ne eliberează pașapoarte vremelnice, dar Dumnezeu ne-a dat o cetățenie eternă. Legat de aceasta, Dumnezeu ne-a pus pe inimă, în perioada de pandemie, să trimitem o sfântă scriptură personalizată cu numele fiecărui politician din Irlanda, cu un mesaj din partea bisericii noastre, în care spunem că suntem alături de ei, că îi susținem, că ne rugăm pentru ei, și în spatele fiecărui politician din Irlanda există un mijlocitor din biserica noastră care se roagă constant și zilnic pentru ei și pentru familia lui. I-am spus că le-am transmis mesajul că îi vom susține, îi vom critica în public pentru deciziile care sunt împotriva voii lui Dumnezeu, dar nu vom face neapărat slujba opoziției, mai ales că eu fac mai bine și o fac și pe bani. Cum putem avea, dragii mei, pace la graniță cu un conflict, cu un război? Dar ce este pacea? Se amintea și repet din nou, dacă îmi permiteți, că cel mai sigur loc de pe pământ este exact în mijlocul voii lui Dumnezeu. Care este voia lui Dumnezeu pentru românii împrăștiați astăzi pe mapa mond? Voia lui Dumnezeu nu are de-a face atât de mult cu unde suntem, ci cu ceea ce suntem, sau mai bine zis, cu cine suntem. Cine suntem noi?
Cum ne vedem noi, dragii noștri, determină cum acționăm. Cum ne vedem noi, pe noi înșine, va genera felul în care îi privim pe alții. Noi am ales să nu ne privim ca simple migranți în străinătate, ci să ne luăm statutul de misionari. Îmi place acest verset care este afișat înaintea dumneavoastră și am citit și alte traduceri și în limba engleză folosesc, și am realizat că și noua traducere în limba română folosește în loc de încredința sau împuterniciți termenul de ambasador. Noi, dragii noștri, când am venit aici spre acest eveniment, am spus că venim acasă. Când se termină, spunem că mergem acasă. Dar de fapt ne mutăm dintr-o parte și altă, dar adevărata noastră țară este în ceruri. Și acolo vă dorim tuturor să ajungeți. Și atunci, care este țara noastră? Noi suntem ambasadori și reprezentăm mesajul și poziția unei țări care nu o găsim pe hartă. Este cel lui Dumnezeu cu valorile și cred că așa putem să impactăm prin aceste valori. Vă rog acum să-mi permite să citesc 2 Corinteni 5, 18 la 20, care l-aveți afișat, dar folosind acest termen de ambasador. Și cu toate acestea sunt de la toate, și toate acestea sunt de la Dumnezeu, care prin Hristos ne-a împăcat cu sine și ne-a dat slujba împăcării. Aceea că Dumnezeu are în Hristos, împăcând cu lumea cu sine, fără a ține seamă de păcatele lor, și a pus în noi cuvântul sau misiunea împăcării. Noi suntem, deci, ambasadori al lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm insistent, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Scopul în viață, dragii noștri, este să avem un scop în viață. Noi am înțeles că scopul nostru acolo este să spunem tuturor de această veste bună. O pace care o poate primi oricine, pentru că nu putem avea pace cu alții dacă nu avem pace cu noi înșine. Este vorba despre pacea aceea care nu ți-o poate lua nimeni și care nu se pierde nici măcar în suferință și nici măcar în moarte. În pauză am ieșit aici în hol și am realizat că într-o sală vecină există o altă întâlnire care se vorbește despre pace în momente în care treci prin furtuna unui cancer. Indiferent de furtunile care trecem în viață, toți avem nevoie de pace. Când am organizat un eveniment în limba engleză, au venit irlandezi la noi și ne-au spus că sunt foarte impresionați de ceea ce se întâmplă în țara lor, pentru că, spuneau ei, ne amintim cu 30-40 de ani în urmă, când ne ajutam pe părinții noștri să introducă Biblie și literatură creștină în România, când era atunci sub sistemul comunist, cu mari riscuri. Și am încurajat-o pe această doamnă spunând că acele Biblie s-au întors în Irlanda cu mâini și cu picioare. Cu mâini pentru că, așa cum poate ați văzut pe ecran, avem un proiect lansat recent numit Feed Dublin, prin care hrănim persoanele în crize alimentare din Irlanda. Da, este interesant, Dumnezeu folosește românii din diaspora să hrănească țările occidentale. Este lucrarea lui Dumnezeu și tot merită să fie doar a Lui. Pentru că, dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia lui Dumnezeu are soluție pentru toate crizele societății. Știu că chiar în momentele acestea în Ucraina sunt slujitori care sunt în spatele soldaților răniți pe front și poate în acele ultime momente le aduce vestea aceasta a împăcării cu Dumnezeu, care le dă pace, pacea care rezistă și în suferință și chiar prin moarte. Vom trăi în pace unii cu alții dacă vom avea pace cu noi înșine. Vom avea pace cu noi înșine dacă vom avea pacea în noi. Iar pacea în noi vom avea dacă îl vom avea pe Hristos în noi. Dumnezeu să binecuvânteze România și cu cunoașterea lui Iisus. Amin. Vă mulțumesc!